Cartea Înțelepciunii lui Solomon. Capitolul 1. Înțelepciunea adevărată. Îndemn spre dreptate, fără de care nu este înțelepciune. Iubiți dreptatea, judecători ai pământului, cugetați drept despre Domnul și căutați-L cu inimă smerită, căci El se lasă găsit celor care nu-L ispitesc și se arată celor care au credință în El. Într-adevăr, cugetele viclene depărtează de Dumnezeu și puterea Lui, când îl ispitești, mustră pe cei fără de minte. Înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului. Duhul cel Sfânt, povățuitorul oamenilor, fuge de vicleșug, se depărtează de mințile fără de pricepere și se dă în lături când se apropie fără de legea. Înțelepciunea este duh iubitor de oameni și nu lasă nepedepsit pe cel care hulește prin vorbele sale, căci Dumnezeu este martor gândurilor celor mai ascunse și pătrunde fără greș inimile și aude toate cuvintele. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă. Pentru aceea, cel care găiește lucruri nedrepte nu poate să se ascundă și dreptatea răzbunătoare nu-l uită. Căci chibzuințele nelegiuitului vor fi cercetate și zvonul vorbelor sale va ajunge până la Domnul spre pedeapsa strâmbătăților sale. O ureche geloasă aude totul și sunetul șoaptelor nu-i scapă. Păziți-vă deci de vorbele cârtitoare și deșarte și feriți limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă. Și gura mincinoasă aduce sufletului moarte. Nu vă grăbiți moartea prin rătăcirile vieții voastre și nu vă atrageți pieirea prin fapta mâinilor voastre. Căci Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile spre viață și făpturile lumii sunt izbăvitoare. Întru ele nu este sămânță de pieire și moartea n-are putere asupra pământului. Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea aduce moarte. Dar cei necredincioși își atrag moartea cu mâinile și cu glasul, se uită la ea ca la o prietenă, sunt pătimași după ea, și au făcut legătura cu ea și cu adevărat vrednici sunt să fie ai ei. Capitolul 2. Petrecerea necredincioșilor care nu au nădejde în viața veșnică, prigonirea celui drept și urmările răului. Cei care cugetă nedrept și au zis în sine: viața noastră este scurtă și tristă și omul nu poate scăpa de moarte. Nici nu cunoaște cine l-ar izbăvi de șeol. Din întâmplare am ajuns să fim cum suntem și după viața aceasta vom fi ca și cum n-am fi fost niciodată. Căci fum este suflarea din nările noastre și cugetarea o scânteie care se aprinde din mișcarea inimii noastre. Când se va stinge, trupul nostru se va face cenușă și duhul se va risipi ca aerul cel ușor. Numele nostru se va uita cu vremea și nimeni nu-și va aduce aminte de lucrurile noastre și viața noastră va trece ca urma norului și se va risipi ca negura pe care o alungă razele soarelui și căldura lui o îngreuiază. Ca umbra de trecătoare este viața noastră și sfârșitul ei este fără înapoiere, că s-a pecetluit și nimeni nu mai vine înapoi. Veniți, deci, și să ne desfătăm cu bunătățile cele de acum și de făpturi să ne folosim cu toată căldura tinereții,
să avem din belșug vinuri scumpe și miresme și să nu lăsăm să treacă florile de primăvară, să ne încununăm cu flori de trandafir până nu se veștejesc. Nimeni dintre noi să nu lipsească de la petrecerile noastre, să lăsăm pretutindeni semnele veseliei noastre, căci aceasta este partea și menirea noastră. Să asuprim pe cel sărac și drept, să nu ne fie milă de văduvă și de căruntățile bătrânului încărcat de ani, să nu ne rușinăm. Puterea noastră să fie legea dreptății noastre, că ce este slab nu este de niciun folos. Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stingherește și se împotrivește isprăvilor noastre și ne scoate vină că stricăm legea și ne învinovățește că nu umblăm cum am fost învățați din copilărie. El se face pe sine că are cunoștință despre Dumnezeu și se numește Fiul Domnului. El este pentru noi ca o sândă a gândurilor noastre și ne este greu chiar când ne uităm la El. Căci viața Lui nu seamănă cu viața celorlalți și cărările Lui sunt schimbate. Înaintea Lui suntem socotiți ca necurați și de căile noastre se ferește ca de o spurcăciune. El fericește sfârșitul celor drepți și se laudă că are pe Dumnezeu drept Tată. Deci să vedem dacă cuvintele Lui sunt adevărate și să cercetăm ce îi se va întâmpla ieșind din această viață. Căci dacă dreptul este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra și îl va scoate din mâna potrivnicilor săi. Să-l încercăm cu ocări și cu chinuri ca să vedem cât este de răbdător și să încercăm suferința lui. Să-l dăm unei morți de ocară, căci după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc, viclenia lor i-a orbit. Ei nu cunosc tainicele puneri la cale ale lui Dumnezeu, ei n-au nădejde în răsplata sfințeniei și nu cred că sufletele curate vor avea cununa lor. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei sale, iar prin pisma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. Capitolul 3. Fericirea drepților și pedepsirea păcătoșilor. Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă, i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui. Cei nelegiuiți vor fi pedepsiți după cugetul lor cel viclean, pentru că nu le-a păsat de cel drept, iar de Dumnezeu s-au depărtat. Defăimători înțelepciunii și ai învățăturii sunt ticăloși, și nădejdea lor este deșartă și ostenerile lor fără de folos și lucrurile lor netrebnice. Femeile lor sunt fără de minte și copiii lor sunt stricați și spița lor este blestemată.
Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s-a pângărit și care n-a cunoscut pat cu păcat. Ea va avea roadă la cercetarea sufletelor. Tot așa famenul, ale cărui mâini n-au săvârșit fără de legea și împotriva Domnului n-a gândit cele rele. El va primi aleasă plată pentru credința lui și în templul Domnului, locul cel mai de dorit. Căci roada bunelor osteneli este slăvită și rădăcina înțelepciunii n-are pieire. Fiii desfrânaților nu vor avea desăvârșire și sămânța ieșită din patul nelegiuit se va stinge. Că de vor și avea viață lungă, nu vor fi de nicio treabă și bătrânețile lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste. Iar de vor muri de timpuriu, vor fi fără de nădejde și fără mângâiere vor fi în ziua judecății, căci neamul celui nedrept are sfârșit groaznic. Capitolul 4. Ce trebuie crezut despre moartea cea timpurie a drepților și despre soarta păcătoșilor? Mai bine este să nu ai copii, dar să ai bunătate, căci pomenirea bunătății este nemuritoare și Dumnezeu o știe și oamenii o cunosc. Când este de față, o urmezi și când s-a dus, îți pare rău după ea. Bunătatea poartă veșnică cunună, veșnic biruitoare, ieșind fără pată din lupte câștigate. Mulțimea pruncilor la cei nelegiuiți nu este de niciun folos. Din mlădițele lor spurcate, nu se va înfige rădăcină în adânc și nu vor avea temei nezdruncinat. Chiar dacă se vor îmbrăca vremelnic într-o ramuri, fiind fără temeinicie, se vor zgudui de vânt și se vor dezrădăcina de puterea vigiliei. Ramurile lor vor fi frânte mai înainte de vârsta de plină, rodul lor va fi netrebnic, crud la mâncare și de nimic bun, fiindcă pruncii născuți din somnul necurat sunt martori ai nelegiuirii părinților când stai să-i cercetezi. Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic. Și nu-și bat capul cu așa ceva, că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi. Dreptul care moare osândește pe nelegiuiții care trăiesc. Iar tinerețea ajunsă la grabnică de săvârșire osândește lungile bătrâneți ale celui nedrept. Vor vedea sfârșitul înțeleptului, dar nu vor înțelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el și pentru ce l-a pus bine pentru sine. Vor vedea și își vor bate joc, dar Domnul îi va face de ocară, căci vor fi pe urmă hoit fără de cinste, printre morți, într-o rușine, în veac de veac. Domnul îi va zdrobi și muți îi va zvârli cu capul în jos, îi va zgudui din temelie și vor pieri până la cel mai mic. Chinul îi va măcina și pomenirea lor se va șterge. Vor veni înspăimântați de știința păcatelor lor și fără de legile lor îi vor mustra față în față.
Capitolul 5. Căința cea prea târzie a păcătoșilor, fericirea dreptilor și pedepsirea necredincioșilor. Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor care l-au prigonit și au disprețuit ostenerile sale, iar ei, văzându-l, se vor tulbura cu cumplită frică și se vor minuna de minunea mântuirii dreptului. Ei vor zice, căindu-se în inima lor și gemând într-o strâmtorare a duhului lor: acesta este cel pe care l-aveam altădată de batjocură și ținta ocărilor noastre. Nebunii de noi, am socotit viața lui o nebunie și moartea lui o ticăloșie. Și iată cum a fost socotit între fiii lui Dumnezeu și partea lui între sfinți. Așadar, noi am rătăcit de la calea adevărului și lumina dreptății n-a strălucit pentru noi și nouă soarele nu ne-a răsărit. Ne-am săturat de cărările fără de legii și ale pierzării, am străbătut pustietăți neumblate, iar calea Domnului n-am cunoscut-o. Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a slujit bogăția și toată fala ei? Toate acestea au trecut ca umbra și ca o veste care se duce pe aici încolo. Au trecut la fel cu corabia care răzbate marea învolburată și a cărei urmă în apă nu poți să o mai găsești și nici trecerea ei în mijlocul valurilor. Sau ca pasărea ce zboară în aer și a cărei călătorie nu lasă niciun semn, căci ea, bătând cu aripile vântul cel ușor și despicându-l cu avântul pornirii, își taie calea prin mișcarea penelor, iar după aceea nimic nu mai arată pe unde a trecut. Sau la fel cu săgeata care zboară spre locul însemnat, iar aerul pe care l-a spintecat se împreună la loc și nu poți să mai știi care i-a fost urma. Tot așa și noi, ne-am născut și am isprăvit cu viața și nu putem să arătăm niciun semn de faptă bună, ci în răutatea noastră ne-am risipit. Într-adevăr, nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care îl spulbere vântul, este ca pâcla subțire pe care o împrăștie vijelia, ca fumul pe care îl suflă o adiere și ca amintirea unui oaspete de o singură zi care se destramă. Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va socoti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate, el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită. Iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită. Și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici.